Zilele trecute, președintele Putin a încercat să-l sune pe președintele chinez Xi Jinping, iar acesta a refuzat convorbirea. Interesul Rusiei este acela de a potența un conflict între China și America de natură să aducă China, să aducă China în aceleași transee cu Rusia. Puterea de la Budapesta pur și simplu nu ia în serios guvernul de la București. Pentru că, ghiciți ce? Guvernul de la București s-a comportat ca atare față de Orban la București. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la interviurile lui Pancu. Încercăm să dezbatem în această ediție ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile pe plan global, pentru că pare că războiul pe care îl aveam noi aici la graniță, unul extrem de grav și așa, se extinde, are potențialul ăsta de globalizare, de mondializare. Am văzut conflicte diferite, în stadii diferite și le vom aborda separat să înțelegem exact ce și cum cu fiecare. Pe de o parte, iarăși aproape de granița noastră, Serbia, Kosovo, au izbucnit niște tensiuni aplanate între timp. Pe de altă parte, în ultimele zile vedem că se mută tensiunile peste ocean și am văzut exercițiile militare, momentan exerciții, să vedem dacă operațiunea asta se va transforma în altceva, ale Chinei împrejurul Taiwanului, după o vizită extrem de controversată a lui Nancy Pelosi, președinta șefa Camerei Reprezentanților din Statele Unite în Taiwan, prin care și-a arătat practic susținerea față de ceea ce ea numea o insulă a rezistenței. Încercăm să punem tot dominoul ăsta global în context și să-l înțelegem. Pentru asta e alături de mine istoricul Cosmin Popa. Vă mulțumesc tare mult pentru asta, bine ați venit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Bun, aș porni exact de la ce se întâmplă în China. Am văzut că în ultimele zile China face aceste operațiuni militare, exerciții militare de mare amploare, cu rachete balistice în nord-vestul insulei, în sud-estul insulei, a împrejmuit practic Taiwanul, a venit cu această retorică extrem de belicoasă după vizita lui Nancy Pelosi. Vâlvătaia asta are potențial să se transforme în flacără în toată regula, în confruntare în toată regula? Eu cred că sigur că îngrijorările sunt legitime, pe de o parte. Pe de altă parte, acest conflict nu este unul tocmai nou. Susținerea americană pentru Taipei este cunoscută, arhicunoscută, există un angajament formal față de securitatea insulei pe care Republica Populară Chineză o numește în continuare teritoriu național. Practic, punctul de pornire al acestui conflict este 1949. Taiwanul este locul unde trupele naționaliste care au pierdut războiul civil în China s-au retras atunci când armata roșie a lui Mao a reușit să preia controlul asupra întregii Chine și la scurt timp a declarat și Republica Populară Chineză. Lucrurile se desfășoară cam în aceleași, dacă vreți, cadre retorice de mai mult de 50 de ani. Sigur că pe fondul ascendenței politice, militare, economice a Chinei, probabilitatea unei confruntări, odată ce China acumulează capacități militare semnificative, de altfel China este singura armată sau China este singura țară din lume a cărei doctrină militară, a cărei construcție militară rivalizează, putem spune, pune din multe puncte de vedere cu cea americană, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să observăm faptul că, dintr-un început, cadrele acestui conflict au fost foarte clar delimitate declarativ de către, atât de către partea chineză, cât și de partea americană. Dilema publică era una insolvabilă. America nu putea să nu-și trimită acest înalt reprezentant la Taipei pentru a sublinia încă o dată angajamentul formal față de securitatea insulei, iar China nu putea să nu protesteze, folosind prilejul pentru o etalare a capacităților militare. Însă, ceea ce a dat, de fapt, adevărata cadența acestui conflict au fost declarațiile care s-au făcut dintr-un început și aș atrage atenția asupra celei făcute de reprezentanții Chinei, care au spus că armata chineză nu va face decât să răspundă unui atac din partea unei puteri ostile, ceea ce dintr-un început excludea posibilitatea unui război.
mult din percepția pe care o avem noi astăzi în Europa cu privire la acest conflict, în mod paradoxal, să știți că este creat de propaganda rusă. Propaganda rusă a făcut sau a încălzit suplimentar atmosfera politică europeană, anunțând în diverse forme un conflict aproape militar, aproape iminent între China și Statele Unite ale Americii, aproape că a sperat la apariția acestui conflict de natură să ușureze greutatea politică și militară care acum se află pe umerii Rusiei. Iar acest lucru, pentru că Rusia deja nu mai face de mult politică externă, Rusia face spectacol. Dacă ne uităm la Masha Zaharova, vedem că declarațiile ei se adresează mai degrabă publicului intern decât publicului internațional. Dar toată această nebunie, pentru că suntem într-o epocă, dacă vreți, a jokerilor atavici, oameni care vor să reconstituie în mod dramatic istoria, toată această nebunie a dus paradoxal la un adevărat incident diplomatic între Beijing și Moscova. Potrivit unor surse de opoziție rusești, l-am aici în vedere pe profesorul Soloviei, care este o persoană extrem de bine informată, de bine conectată la informația interioară de la Moscova. Zilele trecute, președintele Putin a încercat să-l sune pe președintele chinez Xi Jinping, iar acesta a refuzat convorbirea. Pentru că, sigur, în presa românească nu a fost atât de clar sau a fost de bine reproduse declarațiile, dar incidentul diplomatic americano-chinez a fost tratat de o manieră absolut bizară de o serie de responsabili politici ruși. Ramzan Kadyrov a anunțat pe Twitter să vedem acum cât contează ultimele avertismente chineze, a comentat el situația politică. Care e practic interesul Rusiei în a umfla, a gonfla? E foarte simplu. Interesul Rusiei este acela de a potența un conflict între China și America de natură să aducă China, să aducă China în aceleași transee cu Rusia. Ori acum situația este foarte clară. China spune, lăsați, stați acolo dumneavoastră în tranșeele în care v-ați băgat, că noi ne descurcăm singuri. Deci spuneți că nu e de fapt o conlucrare între cele două state? Departe. Strategic vorbind, cele două state, China și Rusia, dacă observați natura declarațiilor politice rusești, Rusia acum este în poziție de stat, de sparring partner în această alianță wannabe, vorba englezilor, mai degrabă un proiect de alianță cu China, o alianță care de fapt nu există pe fond. Dar structural, strategic, cele două state sunt pe curs de coliziune, pentru că există o logică naturală a lucrurilor, a mecanismelor economice, a mecanismelor geografice, a mecanismelor demografice. Sigur că Rusia a făcut o serie de concesii politice în ultimii ani Chinei, de exemplu, singurul tratat în care s-a convenit asupra administrării comune a unor insule, Namur, pe Amur, dintre cele două state, aflate în zona litigioasă, este cel semnat între Rusia și China. S-a creat un precedent care în momentul de față nu este folosit îndeajuns de mult de diplomația europeană, care încă vorbește despre posibilitatea cedărilor teritoriale către Rusia. Rusia deja a cedat. Este partenerul cel slab din această așa zisă alianță care nu există, iar interesul fundamental al Rusiei este să potențeze orice criză politică ce apare pe mapa mond, care să scadă importanța conflictului, războiului pe care îl poartă în Ucraina și să-i dea posibilitatea să dividă opinia publică internațională în demersul său imperialist. Acesta este pe fond interesul și de asemenea să acceseze tehnologia chineză, tehnologie cu aplicație militară. În momentul de față rușii, deși începuseră să modifice niște drone de uz comercial chinezești, acest acces le-a fost refuzat la tehnologie. Pe fond, rușii nu au acces la microprocesoarele puternice chinezești, sunt practic decuplați de la toate curentele tehnologice, bazându-se foarte mult pe contrabandă, ceea ce ei numesc importul paralel. Este de fapt o formulă diplomatică de a numi contrabandă.
ocolirea sancțiunilor. Imediat vreau să ne întoarcem și la cum stă Rusia pe front și la felul în care potențează celelalte crize globale despre care pomeneam și în introducerea noastră. M-aș mai opri la câteva aspecte, la, cum să-i spun, tensiunea asta chinezo-americană acum, să lămuresc din ce spuneați dumneavoastră. Spuneți că n-avea de ales SUA decât să trimită acum un reprezentant ca să-și demonstreze rezistența, dar mă întreb totuși de ce exact în momentul ăsta atât de complicat pe plan global, dacă era necesar în acest moment atât de complicat pe plan global să facă vizita asta controversată, chiar și în ceea ce privește editorialiștii de politică externă din Statele Unite, de pildă. Spuneau că e o vizită de provocare până la urmă. Da, sigur că putem pune problema utilității practice acestei vizite, pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să admitem faptul că influența planetară a Statelor Unite ale Americii se bazează nu doar pe capacitățile sale militare, nu doar pe cele economice, nu doar pe atractivitatea modelului cultural american sau sistemului de cercetare, cel academic, ce vreți dumneavoastră, se bazează și pe capacitatea acestei țări de a face parte, de a face față simultan mai multor conflicte majore. O eventuală retragere simbolică în fața presiunilor chinezești, care nu au început acum, este, dacă vreți, greșit să privim succesiunea acestui război declarativ doar începând cu anunțul vizitei lui Nancy Pelosi. Ministerul de Externe chinez, guvernul chinez, fac de vreme bună declarații tranșante cu privire la apartenența Taiwanului la China și la iminența rezolvării problemei Taiwanului prin orice mijloace. Și asta este o formulă pe care o citez, inclusiv militar. Ori China, în momentul de față, avea nevoie de un semnal politic care să îi răcească această isterie războinică în care partidul a aruncat societatea cu scopul consolidării societății în jurul său. Pentru că pe lângă problemele de ordin extern, Partidul Comunist Chinez mai are o serie de alte probleme, în principal economice. Sigur că există o imagine foarte roz a modelului economic chinez, însă foarte multă lume uită de fapt că minunea economică chinezească este de fapt un sistem fără asigurări sociale. Acolo, dacă ai strâns bani ca să ai pensie la bătrânețe, îi cheltuiești. Dacă n-ai strâns bani, nu îi cheltuiești. Mor de foame. Pe scurt, este un sistem de care încurajează eficiența exact ca în poveștile marxiștilor despre exploatarea capitalistă. China se află într-o plină criză imobiliară, extrem de puternică. Sunt mari probleme sociale în anumite zone ca urmare a fluctuațiilor economice, pentru că toată lumea are probleme economice legate de costurile mari pentru accesarea surselor de energie. Sigur, în momentul de față, China este salvată de faptul că Rusia este nevoită să-i vândă petrol foarte ieftin. Au fost zile în care Rusia n-a reușit să vândă nimic pe piața spot. Companiile particulare rusești, nu vorbesc despre Rosneft, vorbesc despre companiile mai mici care au acces la zăcăminte mai mici. Au fost zile în care n-au reușit să vândă nimic. În ultimele luni s-a reușit încheierea unor contracte care presupun o vânzare pe termen lung, dar foarte discountată, a petrolului rusesc către China, ceea ce înseamnă că în momentul de față China poate accesa niște resurse energetice ieftine, așa cum a făcut-o Germania până nu demult. De la retorica asta belicoasă, de la exercițiile astea, ar fi dispusă vreodată China să facă pasul către ceva mai mult? Și vă întreb asta și în lumina unei comparații, poate, între Rusia și China. Adică cu ce diferă cele două abordări, cele două paradigme, ca să se întâmple pasul ăsta de la exercițiu și avertisment militar la operațiune militară propriu-zisă? Sigur, eu nu sunt un sinolog, nu sunt un specialist în chestiunile chineze și aici vorbim despre rafinament. Însă în momentul de față este evident faptul că armata chineză nu este capabilă de o confruntare pe scară largă cu armata americană.
Din mai multe motive. În principal este cel logistic. Sigur, China este o, pentru că ne întoarcem mereu la această problemă a energiei, care este fundamentală pentru ceea ce definește o superputere. China este o țară extrem de inteligentă care și-a format un coș de resurse foarte, foarte echilibrat. Atât terestru cu Rusia, dar nu numai doar cu Rusia, ci cu Kazahstanul de aici și poate că unii nu înțelegeau de unde noua retorică a președintele Tokayev din Kazahstan, care este una net antiputinistă. Kazahstanul este un protectorat al Chinei în momentul de față, pentru că este singura țară, cu excepția Rusiei, care are o legătură terestră energetică cu China. Dar mare parte din coșul energetic chinezesc este format din gazul petrolului chefiat, care este luat din Orientul Mijlociu, din America Latină, deci este un coș energetic, cum spuneam, echilibrat, variat, cu proveniență geografică. Însă, toate aceste variabile duc, sau mare parte dintre ele, la un numitor comun. Iar numitorul comun îl constituie traseele maritime comerciale. Ori traseele maritime comerciale, în momentul de față, sunt controlate puternic de către armata americană, de către Statele Unite ale Americii. Sigur că, dacă ne referim la cel care leagă Asia de Africa, la Djibouti. Djibouti este o țară care trăiește din închirierea teritoriului pentru armatele străine și China are o bază în Djibouti, așa cum are Rusia, Italia, Franța, America, așa mai departe. Însă, stăpânul traseelor comerciale maritime universale, în momentul de față, este Statele Unite ale Americii. Ceea ce face ca, în caz extrem, China să poată fi pur și simplu scoasă din priză de către Statele Unite ale Americii. Sigur că aici adăugăm problemele care țin de accesul la tehnologii. China este pe fond în sectoare extrem de importante în perspectiva unei confruntări militare cu Statele Unite ale Americii, nu cu India, nu cu Rusia și așa mai departe. Este pe fond foarte dependentă de Occident în accesul de tehnologie. Opțiunile pe care le-ar fi avut China în răspunsul la această vizită puteau fi mai rele de atât decât ce face acum? Sau cum ați încadra pe o scară a virulenței, a vehemenței răspunsul pe care l-a avut China la vizita lui Nancy Pelosi? E foarte... știți, e normal să încercăm să raționalizăm ceea ce se întâmplă acum declarativ. Însă trebuie să raportăm această încercare la retorica politică asiatică. Este o retorică politică foarte deosebită de cea occidentală. Acolo se vorbește foarte mult despre tigri, despre panda, despre păsări, despre maimuțe. E foarte mult simbolism. Zâmbesc că eram și noi tigrii Europei la un moment dat. Sigur, da. E foarte mult simbolism. Ceea ce vă pot spune pentru a face o poveste lungă, scurtă, este că ceea ce s-a întâmplat zilele acestea ține de normalitatea noilor relații internaționale. De normalitatea unui proces structural, și anume de ridicarea, de emergența unei superputeri care este China și care încearcă să conteste locul ferm controlat de către Statele Unite ale Americii. Sigur că noi ne putem uita la declarații, dar hai să ne uităm puțin la geografie și spuneați că ar fi trebuit să fi avut un glob aici. Era foarte bine să-l fi avut, pentru că dacă ne uitam pe glob, puteam să reducem toată această discuție la o chestiune foarte simplă. Bătălia declarativă, etalarea capacităților militare, plimbatul chinezilor cu blindatele pe plajă, spun despre ce? Despre cum China încearcă să își proiecteze puterea asupra unei insule care se află la câteva mile de litoralul ei. Acea insulă nu era câteva mile de litoralul american. Deci asta spune foarte mult despre greutatea celor doi actori, dincolo de declarațiile care se fac, despre greutatea autentică. America însă încă este și va fi pentru multă vreme, istoric vorbind, pe poziții ofensive. Iar ceea ce a făcut acum, trimițându-o pe Nancy Pelosi, este exact ceea ce trebuia să facă, neacceptând nicio limitare a puterii americane de dragul unui regim dictatorial cum este cel chinez, oricât de eficient ar fi din punct de vedere economic sau tehnologic.
Bun, haide să. Dar război nu va fi. În perspectivă istorică, imediat. Bun, asta e de reținut. Războiul nu va fi o predicție pe care o reținem. Haideți să întoarcem globul ăsta imaginar momentan despre care vorbeați și să ajungem în Balcanii de Vest, pentru că au fost tensiuni și aici la granița dintre Kosovo și Serbia. Sigur, ele au fost cumva aplanate în ultimele zile, dar au dat o dimensiune despre cât de ușor s-ar putea aprinde din nou butoiul ăsta cu pulbere care sunt Balcanii. Care, dacă a existat, care a fost interesul Rusiei și cum i-ar putea servi Rusiei un astfel de conflict? Explicația este aceeași. Orice conflict pentru Rusia acum este binevenit, pentru că nu face decât să creeze o problemă suplimentară, determinând reducerea atenției și resurselor alocate războiului din Ucraina. Aici e o chestiune de aritmetică politică și militar. Acum, pentru că ați întrebat de Kosovo, sigur că Republica Kosovo este într-un plin proces de consolidare statală. Ea nu este recunoscută de toată lumea. Nu de mult a depus cerere pentru aderare la Consiliul European. Ceea ce a încercat acum să facă Priștina, a încercat de mai multe ori. Practic acolo, despre ce este vorba? Despre faptul că avem o comunitate sârbească care este garantată autonomia politică, administrativă, culturală, lingvistică și ce vreți dumneavoastră, care îi se impune obligativitatea înmatriculării mașinii în statul de rezidență. Pe fond. De fapt, oamenii ăia vor să-și țină mașinile matriculate în Serbia, subliniind prin asta apartenența simbolică a acestui teritoriu la Serbia. Și să punctăm că poate uităm de fiecare dată și vine ca un răspuns la o măsură similară pe care autoritățile sârbe au luat-o de asemenea cu privire la partea Este ceea ce s-a întâmplat în Transnistria de multe ori. În Transnistria și Moldova au aceeași problemă cu înregistrarea. Și acolo există mașini înregistrate exclusiv în Transnistria, care circulă doar în Tiraspol și în zona din jurul Tiraspolului, iar dacă transnistrienii vor să exporte sau să meargă cu mașinile undeva în afara granițelor pseudostatului acela, trebuie să-și matriculeze mașinile Republica Moldova. Sigur că Republica Moldova a avut o altă manieră de a absorbi acest șoc. Aici Rusia și pe cale de consecință Serbia lui Vučić sunt interesate să potențeze această criză. Să sublinieze încă o dată ideea instabilității cronice a Balcanilor, celebrul butoi cu pulbere. Numai că acești Balcani sunt un butoi cu pulbere, dar pulberea e periculoasă direct proporțional cu amestecul puterilor străine. În momentul de față, practic, acolo a fost o încercare de practic de tensionare, de oprire a Priștinei din cursul, din această politică, din acest curs de consolidare a statalității. A promis însă Rusia și arme Serbiei, chiar la un moment dat, dacă situația escaladează, și-ar permite acest lucru economic și militar Rusia să susțină încă un front ca putere terță, așa, prin proxy? Sigur că da, acum e, cum să zic, aproape copilărească speranța că Rusia va rămâne fără proiectile, tancuri, obuziere, elicoptere și așa mai departe. Sigur că Rusia nu are și nu va avea într-o perspectivă imediată vreo flotă puternică, cu excepția celei de submarin. Sigur că și-a permite. Trebuie să avem în vedere faptul că acest stat și aici mă refer să începem de dragul raționalității doar de la 1917. Este un stat clădit pe fundamente ideologice, culturale, pe premise strategice, pe premisele strategice ale unui conflict cu Occidentul. Războiul rece a dus la producția unei cantități colosale de armament de către Uniunea Sovietică. Sigur că o parte din acest armament este utilizat, în sensul că este învechit. O altă parte a fost vândută în diversele scheme de trafic cu armament pe care foștii ofițeri sovietici, nu numai ei, le-au dezvoltat în întreaga lume. Însă, Rusia în continuare este deținătoarea unor depozite, dacă vreți, colosale de armament clasic. Armament care poate fi folosit. Aici problema Rusiei nu vine din absența armamentului, vine din eșecul organizațional,
vine din, dacă vreți, îngustimea intelectuală a gândirii militare, vine din natura rigidă de proveniență stalinistă a armatei și a organizării sale și din eșecul logistic și, de asemenea, din diferența tehnologică între armamentul rusesc și cel militar. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, răspunsul este da. Dar întrebarea mai importantă este nu dacă Rusia este în stare să dea niște puști sau niște obuze sau niște elicoptere sau niște avioane Serbiei. Răspunsul este dacă aceste eventuale furnituri ar juca un rol esențial în cazul unui război între Serbia și Kosovo, care cu siguranță ar implica și trupele de menținere al păcii aflate sub autoritatea NATO, pentru că ceea ce fac trupele de menținere al păcii NATO în Kosovo nu este ceea ce fac trupele rusești de menținere al păcii în Nagorno-Karabakh sau în Transnistria, și anume de aceea de a proteja pe unul dintre statele combatante, ci de a menține echilibru. Deci în momentul de față Serbia știe că se află la limita capacității sale de a se opune politicii occidentale. Iar ajutorul pe care îl promite Rusia, în contextul de față, este unul irelevant. E interesantă paralela pe care ați făcut-o cu Transnistria. Ar avea vreun efect de contagiune, o problemă în zona asta pentru Transnistria sau, dimpotrivă, vreo înfrângere a Rusiei pe frontul ucrainean, vreo împingere mai departe din zonele astea în care întreține conflicte înghețate către zona asta transnistriană, s-ar extinde în vreun fel, ar avea vreun impact? Pe fond, sigur că sunt două întrebări aici pe care conflictul din Kosovo mi-este foarte greu să-mi închipui ce fel de reverberație ar avea asupra celui din Transnistria, dată fiind situația foarte, foarte, foarte diferită. Aici am în vedere atitudinea Chișinăului, care este una de reținere. Și Tiraspolul este acum într-o perioadă foarte interesantă. Ca niciodată, platforma politică pe care stau Chișinăul, Tiraspolul și Bucureștiul și putem spune și Bruselul, dar mai ales Berlinul și Washingtonul, este aproape comună. În sensul în care toată lumea este hotărâtă să păstreze echilibrul și să țină Rusia la distanță de Transnistria, inclusiv transnistrenii vor acest lucru. Sigur că ei nu își pot afirma aceste obiective într-o manieră deschisă, dar ceea ce fac ei acum este să ceară cu insistență independența regiunii, eventual scenariu în care văd o posibilă, dacă vreți, securizare pentru față de un eventual amestec rusesc. Sigur că este un scenariu fantezist, pentru că ar fi copilăresc să credem că decizia politică de intervenție sau de non-intervenție a Transnistriei în războiul în Ucraina aparține Tiraspolului, aparține președintelui Krasnoselski sau ministrului de externe Ignatiev. Această hotărâre se ia la Moscova, nu se ia la Tiraspol, iar evoluția războiului în Ucraina va duce fie la dispariția Transnistriei, fie la reunificarea, între ghilimele, a Moldovei, dar sub egida Tiraspolului, nu a Chișinăului. Deci dacă Rusia va reuși să atingă litoralul, ceea ce este foarte puțin probabil militar vorbind, ucrainean, să închidă, să decupleze Ucraina de la litoral, intervenția Transnistriei sub orice pretext în conflict este o chestiune naturală, nu trebuie să o mai discutăm. Transnistria nu intervine acum într-un conflict, într-o formă sau alta, pentru că Rusia nu este capabilă să facă nimic în acest sens, din punct de vedere militar. Sigur că toată lumea privește cu mare optimism apropiata sau ofensiva ucrainenilor în Herson, în litoral. Aici eu nu aș fi atât de optimist dintr-un anumit de ce. Și să vă spun imediat. Chiar și o eventuală alungare a rușilor din regiunea de litoral n-ar schimba foarte mult ecuația războiului, pentru că teritoriul rămâne necontrolabil de către Ucraina, ca urmare a capacității Rusiei de a bombarda toate aceste orașe de peste graniță, în condițiile în care există un consens cu privire la nefolosirea armamentului occidental în lovirea unor ținte majore pe teritoriul Rusiei de către Ucraina. Deci, practic, așa cum rușii nu pot pregăti sub tirul de artilerie ucrainean referendumul de alipire la Rusia în Herson,
nici ucrainenii n-ar putea controla regiunea sub tirul bombardamentelor rusești efectuate de peste graniță, pentru că primele baze de unde s-ar putea face acest bombardament sunt cam la 10 km de granița cu Ucraina, ceea ce nu ar face decât să transforme Hersonul într-un nou Mariupol. Mai avem câteva minute și dacă tot ați pomenit de contraofensiva din sud-sud-est, m-aș îndrepta un pic și spre partea de est, care e cea mai disputată. V-aș întreba cum vedeți frontul la punctul ăsta, per ansamblu, și de ce s-a întors eternul amant al lui Vladimir Putin de la Moscova, Gerhard Schröder, cu o propunere de pace, dar așa foarte aplicată. Federalizare pe modelul cantoanelor elvețiene, armată neutră ca Austriei și Crimea rezolvată mult mai repede de 100 de ani, adică să nu fie, să n-aibă statutul Hong Kongului, de pildă. Eu aș începe cu frontul, pentru că e bine să economisim timpul și aerul legat de Schröder. Frontul se află într-o situație, dacă vreți, prolixă, pentru că avem în momentul de față 3 direcții de ofensivă rusească în Bahmut, Kramatorsk, deci în zona de sud-est, în Donetsk și Lugansk, dar și în Zaporojie, care intră în planurile politice de alipire la Rusia. Am mai apărut o situație periculoasă, pentru că rușii au creat un dispozitiv de artilerie ofensivă în zona centrală de la Zaporojie, pe care, atomoelectrice de la Zaporojie, pe care ucrainenii nu-l pot ataca, ceea ce ridică nu numai o problemă de ordin logistic și militar, dar și o problemă de ordin moral pentru Rusia, care cu siguranță se va discuta în zilele următoare, odată cu apariția dovezilor acestui dispozitiv. Și avem o tactică extrem de interesantă a ucrainenilor în zona de litoral în Herson, menită să consolideze militar acordul semnat sub egida Turciei referitor la exportul de cereale. Acolo în Herson, dacă observați, ucrainenii nu vor să atace, ei bombardează podurile, ei pur și simplu taie căile de aprovizionare și de retragere, dar nu total, ale armatei ruse, lăsând-o fără posibilitatea de împrospătare a rezervelor de material militar și de oameni, cu speranța că se vor retrage. Primul obiectiv este împiedicarea oricărei activități administrative normale de natură să le permită rușilor organizarea acelui simulacru de referendum. Deci, iată, avem 3 direcții rusești de ofensivă și una ucraineană, dacă vreți, de dezorganizarea frontului rusesc în speranța unei retrageri din Herson cu scopul obținerii unei victorii de moral, dar și strategice. Cum a referitor la Schröder, sigur că el nu face ca și Orban decât să repete punctajul propagandei rusești. Acum trebuie să ne uităm la acești oameni, atât Orban cât și Schröder. Sunt oameni care sunt gras plătiți de către regimul Putin și acum trebuie să deconteze. Cu o diferență esențială totuși, Schröder nu mai are niciun fel de funcție decizională. Orban este singura concesie moralității publice pe care au putut să o facă. Faptul că Schröder nu mai e ca, dar totuși faptul că Schröder a fost cancelarul Germaniei, inimii Europei, cred că spune mai mult decât faptul că Orban este prim-ministrul Ungariei în momentul de față. Deci oamenii aceștia trebuie să... Din funcția asta de prim-ministru acum poate însă să facă un rău la fel de mare cum a făcut Schröder din funcția asta de cancelar anterior, pentru că întreține flirtul ăsta cu Putin? Este o temă de reflexie. În momentul de față eu nu aș putea face o prioritizare sau o ierarhizare a răului pe care îl pot face cei doi. Cert este că ambii sunt angajați într-un efort personal care va duce în cele din urmă la discreditarea lor de spargerea unității politice a frontului occidental prin agitarea spectrului, deficitului energetic și așa mai departe. Iar suplimentar, Orban este angajat într-un joc cu tentă etnică și națională foarte periculos pentru el personal și în bună măsură și pentru Ungaria. Pentru că... Pentru România, poate, că am văzut declarațiile de aici.
Declarațiile de aici au fost făcute de către urmă pentru că guvernul de la București le-a permis. I-a permis. Siarto, în pofida promisiunilor solemne pe care le-a făcut ministrul de externe a României că va proteja politica externă a României și sensibilitățile interne prin declarațiile pe care responsabilii unguri, maghiari le vor face, arată că puterea de la Budapesta pur și simplu nu ia în serios guvernul de la București. Pentru că, ghiciți ce? Guvernul de la București s-a comportat ca atare față de Orban. Sigur că aici există o presiune obiectivă și anume de a păstra canalele de comunicare cu această țară care în bună măsură controlează simbolic, emoțional și politic un număr considerabil de cetățeni români. Însă de aici până la a permite îndoctrinarea acestor cetățeni români cu o serie de idei revolute, periculoase, care inevitabil vor duce la apariția unor tensiuni etnice și politice. Iar articolul publicat în oficiosul guvernamental maghiar, care îl califică pe președintele României ca fiind un susținător al șovinismului românesc, arată că semnalul a fost dat. În cazul în care România nu va întreprinde măsuri de detensionare și de, dacă vreți, de atenuare a efectelor negative care deja își fac simțite prezența în Transilvania. Și aici nu mă refer la măsuri declarative, nu mă refer la declarații îmbățoșate de la Cotroceni sau de la Ministerul de Externe. Mă refer la și ăla măcar dacă ar veni mai repede. Mă tem că în momentul de față dacă vin prea repede și dacă sunt prea dure, fac mai mult rău decât bine. Declarațiile de tipul ăsta trebuie precedate de măsuri concrete pe teren. Și aici trebuie să urmărim banii. Asta trebuie să facă autoritățile românești, să ne dovedească tuturor că nu consumă resursele contribuabilului român degeaba. Mulțumesc. Și că sunt în stare să apere teritoriul național, inclusiv de pericole interne. Mulțumesc tare mult, Cosmin Popa, pentru această analiză. Am parcurs cumva așa... Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru întrebările extrem de incitante, iar cea cu răul pe care îl pot face Orban și Schröder este, cum spuneam, o temă de reflexie. Și sperăm să nu ne demonstreze istoria, adică sperăm să rămână la Ne va demonstra fără doar și poate. La capitolul ipoteză. Mulțumesc tare mult. Am parcurs cumva harta, doamnelor și domnilor, și am încercat să explicăm până la urmă conflictele la zi. Vedeți în ce perioadă complicată ne aflăm și oriunde ne-am uita pe hartă, pe glob, pe planiglob, vedem că se întâmplă ceva, e o perioadă extrem de tensionată în care încercăm însă să punem lumină tocmai pentru a nu merge pe fentă, dacă vreți, pentru a încerca să urmărim exact care sunt interesele și care sunt influențele de fiecare parte. Vă aștept și săptămâna viitoare, cu siguranță temele vor fi la fel de incitante.